din România au fost împiedicate uneori fie de incompetența unora, fie de anumite vietăți care s-au opus vehement realizării unor astfel de proiecte. Așa cum a fost cazul renumiților Lilieci, pe care nimeni nu i-a văzut însă de la autostrada de la Șoimuș. Așa s-a întâmplat și cu secțiunea lipsă de autostradă între Holdea și Margina. Acum sunt șanse mari ca din primăvara acestui an să demareze lucrările. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara sunt de părere că astfel de motive nejustificate nu ar trebui să mai pună bețe în roate unor astfel de proiecte. Constructorul care a câștigat licitația pentru secțiunea lipsă de pe autostrada A1 Lugoj-Deva ar putea să demareze lucrările în luna mai sau în luna iunie, în avans față de termenul estimat, a anunțat ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Acesta a reluat tema urșilor și altor viețuitoare care ar fi de vină pentru întârzierea proiectului, deși de-a lungul anilor, Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au avut banii necesari de la Uniunea Europeană pentru a închide tronsonul Sibiu-Nădlac, parte din coridorul Nădlac-Constanța. Directorul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara spune că și în cazul de față se repetă cumva aceeași poveste ca și situația creată de așa zisii Lilieci de pe porțiunea de autostradă din zona Șoimuș. Este tot o consecință a așa zisilor luptători pentru interesul mediului, care au avut din nou câștig de cauză în detrimentul celorlalți cetățeni care iubesc mediul, dar nu se manifestă atât de vehement și atât de neloial, ca să spun așa. Întrebată fiind dacă mai există riscul ca lucrările la acest tronson de autostradă să nu demareze în primăvara acestui an, Georgeta Barabas a declarat că din motive reale nu. Din motive inventate de către acești ONG-iști, da. Să sperăm însă că realitatea va învinge. Contractul cu noul constructor are o durată de 45 de luni, dintre care 11 luni pentru proiectare și 34 pentru execuție. Prin PNRR, contractul este finanțat cu aproape 200 de milioane de euro, termenul de finalizare fiind august 2026.